Hei, ia uitați-vă, eu sunt aici lângă niște bananieri. I-am găsit ieri și azi am venit să-i filmez și astăzi este ultima zi și stau și i-am găsit în ultima zi. Sunt o mulțime de bananieri din urma mea și mai este și un fel de stuh frumos. Și aici este și o bisetcă, este frumos amenajat și sunt bananierii undeva la 3 metri, așa ceva. Sunt foarte curios să-i văd așa, sunt mai mari ca mine, mai mari ca a mea din cameră. Și sunt foarte frumoși, cresc aici în Italia. Eu nu credeam că în Italia cresc bananieri. Nu eram la curent cu toată chestia asta. Aici se vede cum frunzele de mai jos se usucă, se îngălbenesc și iată așa. Bananierii fac fructe, apoi mor pe urmă. Dar eu nu știu dacă aici vor face ei fructe. Iarna este cam frig, 7 grade de frig, dar aici sunt mulțișori bananieri. Și uitați-vă aici, au mai fost, cred că s-au stins și i-au tăiat. Iată, încolo. Uitați-vă la tulpina bananierilor, cum li se usucă frunza, dar în vârf sunt foarte frumoși. Da, uitați, bate soarele și se vede bine, da? Ok. Iată așa, uitați-vă. Mă duc mai de departe, uitați-vă ce sunt de frumoși. Foarte cool, fine. Este și unul micuț, îl văd. Ia ce de frumos. Fine. Oare nu știu ce sort este, dar seamănă cu sortul Musas Helen de la Musa Sikiminsis, ca al meu. Seamănă ca al meu, probabil. Poate să fie și ca ale mele, banane, dar sunt multe specii. Iată așa cresc ele de nante. Dacă e mai cald afară, probabil cresc și mai nante. Și așa sunt ele frumoase. Urmează să-mi fac și niște fotografii aici, Iana. Și asta este frumos decorativ. Aici clădirea, oamenii locuiesc. Este parc frumos amenajat. Acolo este parcare. Tare îmi place. Și aici stai la masă, pe scaun. Dar cel mai tare îmi place bananierii aceștia. Foarte frumos. Au o tulpină, uitați-vă ce de groasă. Nu știu ce, dar mie îmi plac. Bananierii sunt vii și foarte frumoși. În Italia, în orășelul Bagevara, am găsit acest bananier. Lângă bananieri am văzut și o plantă de trandafir. Trandafir și bananieri. Are frunze roșii. Ok. Și aici foarte frumos și acesta. Hei, cam atât pentru azi, pentru Italia. Mi-a mai rămas un video să fac la Bologna Airport. Și cam atât. Atunci, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați la canal și să distribuiți acest video. Eu sunt Gicu și eu mă pornesc acasă. Ne vedem noi în curând acasă. Și ciao!